Eveniment cultural al unei generații, expoziția Brâncuș, surse românești și perspective universale, s-a închis după ce a fost vizitată de peste 130.000 de persoane. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a lansat moneda de argint dedicată lui Constantin Brâncuș, emisă într-un tiraj de 5.000 de exemplare. Moneda are pe față portretul marelui artist, iar pe revers clădirea Muzeului Național de Artă din Timișoara. Despre impactul expoziției Brâncuș a vorbit Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș. Acest eveniment deosebit, nu doar pentru Timișoara, ci pentru întreaga țară, a reverberat peste hotare, creând o atmosferă în care Timișoara și România este pusă într-o lumină favorabilă. Înainte de conferința de presă efectivă, avem un alt eveniment pentru a marca simbolic această expoziție, și anume lansarea unei monede de către Banca Națională a României, prin care se dorește evidențierea rolului pe care Brâncuș l-a avut pentru cultura românească, dar și pentru România în ansamblu. La eveniment a fost prezent și Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României. Expoziția în organizarea care s-au implicat mulți dintre cei de față aici este o reușită excepțională. Și o spun ca un ușor cunoscător. Am rădăcinile în zona în care s-a născut și Brâncuș. Și am o înclinație către opera, bineînțeles. Persoanele și instituțiile implicate în organizare merită nu doar felicitări, ci și recunoștința noastră a celor care am putut să ne bucurăm de această frumoasă realizare culturală. Expoziția a fost reflectată amplu în mass media națională, cu peste 1.000 de apariții la principalele posturi de televiziune, la radio, în presa scrisă și online, și a fost recenzată în peste 70 de articole în publicații internaționale. Fondurile repartizate primăriilor timișene pentru susținerea programului de dezvoltare și de infrastructură locală, alături de sumele alocate drumurilor comunale și județene, au fost blocate de către prefectul județului Timiș, după contestarea acestora de către grupul consilierilor județeni ai PSD. La propunerea președintelui CJ Timiș, aproape 40 de milioane de lei urmau să ajungă către primăriile din județ, iar 27 de milioane de lei către drumuri. Alocările au fost votate în plenul CJ Timiș și au obținut majoritatea voturilor consilierilor, însă grupul PSD s-a arătat nemulțumit de împărțirea banilor și a atacat HCJ-urile. Nu există temei legal pentru decizia prefectului, este pură răzbunare politică. Hotărârile nu încalcă niciun articol de lege. Din păcate, cel mai probabil, acești bani se vor pierde deoarece procedura e greoaie și dacă depășește un an, fondurile avute în discuție ajung la bugetul de stat. Prefectura a comunicat niște grafice privind alocările de fonduri pe partide politice, fond profund greșit. În mod normal, prefectul nu ar trebui să facă politică, dar nu are existat comenzii venite pe linie de partid de la PSD, a spus Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș. Bugetele alocate ale primăriilor timișene urmează să fie votate de consiliile locale fără sumele alocate de Consiliul Județean Timiș. Păi rămânem, ne împrumutăm, mai mergem la manet, mai punem la manet câte un ban, ce să facem, asta e. Ce ați dus la manet? Păi nele, cam ce am pe deget, atât. Reușiți să le recuperați sau unele le pierdeți? Păi încerc cu, că n-am ce să fac, îl duc, iară scot, ca să am ce pune luna viitoare, nu? Umilitor, doamnă! Foarte! Bătrânii trăiesc în sărăcie și umilință. Această pensionară rămâne de multe ori fără niciun leu. Când nu mai are bani nici de pâine, își amanetează cele câteva inele. Așa se întâmplă aproape lună de lună, spune femeia. Pensia foarte mică, după 33 de ani de serviciu am 1350. Și ce faceți cu banii aceștia? Ce putem. Cum vă descurcați? Ne mai ajută copiii. Altfel nimic. O viață întreagă de muncă. Ce ați muncit? Am lucrat la Faem, vreo 17 ani.
la încălțăminte, am fost patisieră, cam de toate. Și bani puțin. Deci 33 de ani și 1350 pensia. Femeia se simte umilită. Nu a crezut niciodată că statul o va răsplăti așa după ce a muncit și cotizat peste 30 de ani. M-ați gândit că o să ajungeți așa la bătrânețe? Nu m-am gândit, dar asta este, nu ai ce să faci. Asta este viața. Deci, un singur om nu poate să facă nimic, sau bătrânii din ziua de astăzi. Dacă nu face tineretul nimic, care vorba aceea? Ei sunt floa, mândria țării, noi ce să mai facem? Noi așteptăm să vină vremuri mai bune. Timișoreanca, în vârstă de 70 de ani, le transmite guvernanților să se gândească și la cei bătrâni care au lucrat o viață și au o pensie de mizerie. Și poate dacă au bunici și părinți, să-i ajute Dumnezeu așa și lor. Ca ea, sunt mulți alți bătrâni care au pierdut și ce au amanetat, și-au pierdut până și speranța și sunt îngropați de vii în greutăți. Privire la un obiectiv foarte important pentru comunitatea noastră, obiectiv aflat în patrimoniul Consiliului Județean. Mă refer aici la podul de la Tapia, acel pod istoric care, conform unor expertize făcute de Consiliul Județean, este în pericol și a fost închis circulației publice, fapt ce afectează viața cetățenilor din Tapia și Măguri. Vrem să menționăm faptul că au fost înaintate primăriei municipiului Lugoj documentele necesare eliberării autorizației de construcție, dar din păcate asistăm la o lipsă totală de profesionalism din partea Consiliului Județean, care a depus documente, și aici mă refer în special la vize de specialitate emise de instituții ale statului român sau de companii private, care sunt expirate, chiar și de un an. Nu poți să-ți bați joc de o situație în care se află niște cetățeni care nu pot să ajungă acasă, practic, decât făcând un ocol foarte mare de 20-30 de kilometri și tu să depui documentații expirate în vederea obținerii unei autorizații de construcție. Este o totală lipsă de interes față de nevoile comunității locale, după ce ai și închis podul de două ori la rând, invocând expertize care nici acelea nu știm dacă sunt corect întocmite. Facem solicitarea către Consiliul Județean să trateze cu responsabilitate aceste situații, să controleze atunci când depune acte spre autorizare, pentru că de această autorizare depinde viața cetățenilor din comunitatea noastră. Ei, practic, ceea ce ar trebui să facă ar fi să se gândească la un comportament pe care ar vrea ei să îl obțină, nu știu, la o situație pe care ar vrea să se împlinească. Spre exemplu, să iau nota 8. Ok, pentru a obține această notă, eu trebuie să mă pregătesc, să învăț. Dar dacă spun vreau să învăț, cum pare acest lucru? Destul de vag. Ideea este să fie cât mai specifici. Să gândească lucrurile în dacă atunci. Spre exemplu, dacă sunt în camera de cămin, atunci iau caietul, mă duc în sala de lectură și mă pun să învăț 10 pagini la o anumită materie. Asta e mult mai concret decât vreau să învăț. Și practic, prin aceste gânduri, noi ne implementăm intenția. Și e o strategie validată, deci funcționează. Chiar i-am încurajat în timpul atelierelor pe care le-am avut cu ei să noteze foarte clar intențiile lor, chiar să le citească de câteva ori după ce le-au notat și să încerce să le rețină.
O casă a fost mistuită de flăcări la Moșnița Veche. O femeie a suferit un atac de panică și a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital în Timișoara. Pompierii s-au luptat cu flăcările, au stins vâlvătaia, însă pagubele sunt însemnate. Pompierii din cadrul detașamentului 1 Timișoara au intervenit cu o auto specială de primă intervenție și comandă, două auto speciale de stingere și un echipaj SMURD în localitatea Moșnița Veche pentru lichidarea unui incendiu produs la o locuință. În sprijin a fost alertat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Moșnița Nouă. În urma incendiului a ars o locuință pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. O persoană de sex feminin a fost transportată la spital suferind un atac de panică. Pompierii au stabilit că incendiul s-a produs cel mai probabil ca urmare a amplasării necorespunzătoare a coșului de fum față de materialele combustibile, transmit reprezentanții ISU Timiș. Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, a participat la semnarea contractului de achiziție a 62 de rame electrice între Autoritatea pentru Reformă Feroviară și PESA Polonia, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Valoarea contractelor semnate pentru achiziție de trenuri noi la Ministerul Transporturilor astăzi, vorbim, este de 9,9 miliarde de lei, asta însemnând așa: 119 rame electrice plus cele 16 locomotive de care aminteam mai devreme electrice. Asta înseamnă, de asemenea, și un alt lucru, o schimbare profundă a întregii flote de trenuri din România, absolut necesară. Am mai spus, repet, faptul că nu s-au cumpărat trenuri noi în România de peste 20 și ceva de ani, se vede. Se vede în ceea ce înseamnă confortul cetățenilor. Cele 9,9 miliarde de lei contractate sau ca valoare, reprezentând 119 rame electrice și 16 locomotive, va duce la îmbunătățirea acestei flote, dacă pot să o numesc așa, de trenuri. La eveniment a participat și ambasadorul Poloniei în România. Un angajat al primăriei municipiului Timișoara a fost prins la copiat. Primarul Dominic Friț îl ironizează și spune că angajatul simțea că are nevoie de o cască pentru a răspunde la întrebări precum: enumerați 5 drepturi și libertăți fundamentale din Constituție sau enumerați un punct tare și un punct slab în activitatea biroului din care faceți parte. Friț spune că a început o reorganizare majoră în primărie prin care elimină 51 de posturi. Acolo unde în aceeași echipă au rămas mai puține posturi decât oameni, toată echipa a fost chemată la un examen scris. În acest caz, într-o echipă de 6 oameni în care au fost eliminate 2 posturi, unul a fost prins la copiat, iar 2 n-au știut să răspundă la cele mai simple întrebări. Am fost acuzat că elimin în baza unor criterii politice valoroși oameni aduși de fosta administrație. Adevărul este că mă revoltă că trebuie să plătesc niște oameni care își bat joc de salariul pe care îl primesc din banii munciți de toți timișorenii. Să fie clar, sunt mulți oameni faini, harnici și performanți în primărie care au o pasiune pentru Timișoara. Sunt mândru de ce am reușit împreună cu ei, în ciuda tuturor încercărilor de a ne bloca. Din respect pentru ei și pentru cetățenii Timișoarei, nu poate fi loc în primărie pentru tupeiști, habarniști, de-ți dai cu capul de pereți, spune Dominic Friț. Domnul director este în concediu de boală, da. Și acum cine se ocupă de această instituție? Dacă toată lumea este într-un concediu perpetu?
angajații, toată lumea se ocupă de această instituție. Nu putem să spunem că este toată lumea într-un concediu perpetu, pentru că această afirmație este una incorrectă. Dar faptul că se tergiversează sau că încă nu s-a soluționat această anchetă, putem spune și putem întreba de ce? Dar pentru că trebuie cercetate toate aspectele legate de această de ceea ce s-a întâmplat. Și este important să fie toate cercetate și pentru a se lua decizia corectă. Și cât mai durează? Ne-ați putea estima? Sper că în cel mai scurt timp să avem toate informațiile pe care dumneavoastră le solicitați. Ce înseamnă cel mai scurt timp? Când vom avea informațiile, vi le vom comunica. V-au încurcat sărbătorile în a mișca lucrurile? Nu. Și atunci de ce încă nu este gata? Iată, suntem în luna februarie, mâine. Pentru că am specificat, trebuie fi analizate toate aspectele în parte. Și să se întoarcă superiorii din concedii? Nu. Nu are nici. Doamna asistent maternal a fost în concediu de odihnă. În mijlocul acestei tragedii. Ne gândim la odihnă, nu ne gândim să soluționăm această problemă. Ba da, o soluționăm. După ce ne odihnim? V-am spus, vă pot răspunde din punctul de vedere, v-am transmis punctul de vedere oficial al instituției noastre. După ce în data de 7 decembrie o fetiță de doar 4 ani a murit după ce se pare că a căzut din pat, iar asistentul maternal care o avea în grijă nu a spus nimic despre acest incident, ancheta internă de la DGASPC Timiș pare a fi departe de finalizare. Directorul instituției este în concediu de boală, care pare că s-a sincronizat cu scandalul apărut în media legat de decesul din curtea lui. Asistenta maternală, de asemenea, spune purtătoarea de cuvânt a instituției, Smaranda Marcu, a fost și ea în concediu de odihnă. Între timp, prin vocea purtătoarei de cuvânt, aflăm că s-a acționat încă din prima zi. Care este rezultatul anchetei? Când va fi finalizată aceasta, având în vedere că fetița a murit în urmă cu aproape 2 luni? Probabil vă întrebați și dumneavoastră. Am întrebat și noi. Momentan nu am primit un răspuns ferm nici la această întrebare. Între timp, purtătoarea de cuvânt pe care am filmat-o în această parte a interviului cu o cameră ascunsă nu mai știe exact nici când s-a îmbolnăvit șeful domniei sale. Ieri eu l-am văzut că avea probleme de sănătate, de exemplu. A, deci de ieri? De câteva zile. Are probleme de sănătate. Dar nu sunt în măsură să discut despre starea de sănătate. Eu aș vorbi cu dumnealui, dar nu răspunde la telefon. Pe bune. Dumneavoastră când sunteți bolnav, vorbiți la telefon? Când moare în curtea mea un copil de 4 copilul ani, copilul a murit în decembrie. Eu știu și când v-am a murit copilul. Știu când declarații a murit copilul. Și vă dau și acum. Da, mi se pare la fel de grav și cum sunt în decembrie. Nu mi se pare că s-a prescris moartea lui din decembrie până acum. Nu s-a prescris. Hai și vă garantez că toată lumea regretă tot ceea ce s-a întâmplat. Deși se spune aproape obsesiv că ancheta internă a început încă din prima zi, iată ce se arată în raportul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Până la momentul acțiunii de control, DGASPC Timiș nu luase nicio măsură disciplinară față de vreunul dintre specialiștii implicați în caz, nefiind cerută nici măcar constituirea unei comisii de disciplină care să verifice modul în care angajații DGASPC implicați și-au îndeplinit atribuțiile. Nu au fost evaluate implicațiile alegerii unui asistent maternal în vârstă de 71 de ani, fără grup social de suport, care mai avea un copil de 11 ani în creștere și îngrijire și un minor de 17 ani cu măsură de protecție specială pentru plasamentul unor copii de vârste foarte mici, 4 luni, 4 ani și 5 ani, cu nevoi multiple. Coordonarea deficitară a angajaților responsabili de alegerea asistentului maternal în momentul în care acestuia i s-au încredințat în plasament 3 copii cu vârste foarte mici și nevoi multiple și diferite, se arată în raportul corpului de control. Între timp, nu ne rămâne decât să îi urăm însănătoșire grabnică directorului DGASPC Timiș și bun venit din concediul de odihnă asistentei maternale. Asta e România! Grupul primarilor PNL din Timiș, am venit și am cerut o audiență domnului prefect, în ideea în care, în urma adoptării hotărârii Consiliului Județean de repartizare a banilor pentru echilibrare
pentru fiecare primărie din județ, prefectura a găsit de consecință să conteste această hotărâre de Consiliul Județean. Am mers la domnul prefect să întrebăm care sunt motivele pentru care a contestat această hotărâre, plecând de la ideea că această hotărâre, din punctul nostru de vedere, a fost atacată pe partea de oportunitate și nu de legalitate. Și de ce spun acest lucru? Pentru că sunt convins că și în cadrul Consiliului Județean sunt juriști și secretarul Consiliului Județean a avizat de legalitate această hotărâre și menționez că această hotărâre a fost votată cu o majoritate în cadrul Consiliului Județean, exact așa cum cere legea. După ce instituția prefectului a atacat hotărârile Consiliului Județean Timiș privind repartizarea sumelor din fondul pus la dispoziția Consiliului Județean și a celor defalcate din taxa pe valoare adăugată, mai mulți primari PNL au cerut o întâlnire urgentă cu prefectul județului Timiș, Mihai Ritivoiu. Ne-a lămurit domnul prefect care au fost motivele pentru că a contestat această hotărâre, motive de legalitate și nu de oportunitate. Ne citea doamna jurist de acolo ceva articole din Constituție, nu știu ce legătură aveau aceste articole cu hotărârea de Consiliul Județean. Mai mult de atât, toți colegii noștri i-au atras atenția domnului prefect că contestarea acestei hotărâri va produce efecte negative în fiecare din cele 99 de localități din județul Timiș. Prefectul Mihai Ritivoiu explică de ce s-a ajuns ca prefectura județului Timiș să atace dispoziția Consiliului Județean. În momentul când primim o plângere și o contestație din partea unui grup politic, noi suntem obligați să ținem cont de această plângere. Până acum nu s-au mai primit plângeri la nivelul prefecturii Timiș, pentru că în fiecare an lucrurile s-au desfășurat într-un acord al partidelor politice. Din discuție îmi dau seama că reprezentanții PNL, primarii erau toți pe PNL, încearcă să politizeze această demers, să considere că este un gest care mă rog, oprimă primările PNL și încearcă să apere primările PSD. Acestea sunt acuzațiile de care am luat act. Ceea ce vreau să vă spun este că, repet, ne interesează legalitatea, că din punctul nostru de vedere legalitatea nu a fost obținută în această hotărâre. În acest moment, acești bani sunt blocați. Nicio primărie nu poate beneficia de aceste fonduri. Prefectul județului Timiș, Mihai Ritivoiu, spune că acest blocaj poate dura chiar și câteva săptămâni. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, și-a spus punctul de vedere după declarația prefectului de Timiș, Mihai Ritivoiu, referitoare la blocarea sumelor pentru unitățile administrativ-teritoriale și pentru drumurile comunale și județene. Nu știu dacă e de la stres, de la lipsa de experiență sau din cauza altor obiceiuri preluate de la colegii de la partid, însă domnul Mihai Ritivoiu, actual prefect de Timiș, halucinează, din păcate public. Îi readuc aminte, se pare că învață greu și uită repede că datoria instituției prefectului este să verifice legalitatea actelor normative, nu se împartă dreptate pesedistă. Deciziile privind oportunitatea, criteriile, modul în care se echilibrează un buget aparțin plenului Consiliului Județean Timiș, acelui plen care a votat deja cu majoritate covârșitoare de voturi propunerea mea de alocare a celor 64 de milioane destinate investițiilor locale și drumurilor. Am avut 23 de consilieri județeni pentru și doar 10 împotrivă. Îi urez mult succes în instanță atunci când va încerca să justifice situația și sper, pentru binele lui, să nu se răzgândească colegii din județ și totuși să-i facă o plângere penală, transmite Alin Nica. Un bărbat a fost înjunghiat în inimă. Totul s-a întâmplat în plină stradă la Timișoara, în cartierul Fabric. Ucigașul a dispărut apoi noapte. Un trecător l-a găsit pe bărbatul migrant întins la pământ într-o baltă de sânge pe strada Căprioarei. Acesta a cerut de urgență ajutorul autorităților. Medicii de pe ambulanță ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă și au declarat decesul bărbatului, care avea 28 de ani. Se pare că tânărul ucis cu bestialitate cu 3 lovituri de cuțit era cetățean afgan, iar agresorul se pare că este un conațional de-al acestuia. Oamenii legii au împânzit zona și au pornit în căutarea criminalului. Până acum au reținut deja 2 migranți, posibili martori la crima oribilă, cărora le iau declarații.
Primarul Dominic Friț a dat undă verde construcției noului stadion Arena Eroii Timișoarei din calea Buziașului, semnând autorizația de construcție. Proiectul, în care se implică în mod direct primăria, a ajuns la faza de autorizare, iar proiectanții au finalizat documentele necesare pentru a demara lucrările. Semnătură care mă entuziasmează pentru că e un proiect extraordinar de important pentru Timișoara, pentru viitorul nostru, pentru sportul timișorean. Știți că avem mare, mare nevoie de un stadion și nu mai putem să așteptăm pe stadionul promis de guvern, de Consiliul Județean, și de aceea am decis să facem acest stadion. Puțini oameni au crezut că o să ajungem cu adevărat în acest moment. Mulți politicieni au dat tot felul de promisiuni și de aceea vă pot spune că acest proiect este real. Tot proiectul costă 120 de milioane de lei, deci este considerabil un efort pentru noi toți în următorii 3 ani, dar merită, echipa noastră Poli merită, concertele mari pe care o să le putem ține acolo merită și bineînțeles că fotbalul timișorean și sportul timișorean merită această investiție. Asta este autorizația reconstruire, semnat și de domnul arhitect șef, și aici pun semnătura mea. Trăiască sportul timișorean, facem un stadion! Stadionul va avea o suprafață de peste 9.000 de metri pătrați și va oferi 10.101 locuri pentru spectatori. Pe lângă facilitățile sportive, în zona destinată construcției, va fi amenajat un parc cu loc de joacă și o parcare cu peste 450 de locuri, disponibilă și pentru locuitorii din împrejurimi. Stadionul va fi util nu doar pentru competițiile oficiale de fotbal, ci și pentru antrenamentele echipelor de copii și juniori, având potențialul de a găzdui evenimente și concerte de amploare în perioadele libere de competiții sportive. Termenul de execuție este de 28 de luni de la emiterea ordinului de începere, iar valoarea costurilor de execuție se ridică la 115.000 de lei, fonduri provenite din bugetul local. Un incendiu a izbucnit joi seara la un transformator electric aparținând de hidrocentrala Porțile de Fier 1 în localitatea Gura Văii din județul Mehedinți. Potrivit reprezentanților ISU, incendiul se manifesta violent cu flacără deschisă. La fața locului au fost trimise 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. În sprijinul echipajelor din Mehedinți s-a dispus suplimentarea forțelor de intervenție cu o autospecială de stingere de la ISU Caraș-Severin, 2 autospeciale de stingere de la ISU Dolj, o autospecială de stingere de la ISU Gorj și o autospecială cu pulbere de la ISU Timiș. La ora 20:30, la Porțile de Fier 1, a izbucnit un incendiu la una dintre trecerile izolante de 220 kW ale Trafo Bloc 5, aferent grupului TH5. Pentru intervenția cu pompierii, au fost oprite grupurile adiacente TH4 și TH5. Nu s-au înregistrat victime, incendiul a fost stins, a anunțat Ministerul Energiei. Polițiștii au capturat suspecții în cazul omorului șocant din Timișoara. Cei 6 presupuși criminali cetățeni pakistanezi au fost depistați în București într-un mall după ce au fugit din orașul în care și-au comis gestul brutal. Tragedia a avut loc acum o zi când un bărbat afgan a fost descoperit mort pe străzile unui cartier timișorean, victima unui atac cu cuțitul. Medicii nu au putut salva viața bărbatului, iar polițiștii au preluat cazul, pornind în urmărirea celor care au comis fapta. După o zi intensă de căutări, autoritățile au identificat 6 bărbați din Pakistan suspecți în cazul crimei. Aceștia au părăsit orașul în grabă, în speranța că vor scăpa de justiție. Cu toate acestea, polițiștii au reușit să îi localizeze într-un mall din București. Cercetările au dovedit că victima a fost atacată în urma unui scandal și a fost înjunghiată de către cei 6 bărbați care i-au aplicat 3 lovituri de cuțit în zona inimii. Cetățenii pakistanezi au fost transportați la audieri în Timișoara, iar ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale crimei șocante.